Bună! Astăzi vreau să vă arăt cum îmi fac eu părul ondulat folosindu-mă de bigudiurile spirală. Am fost întrebată de nenumărate ori ce folosesc de mese așa și uite că mi-am luat inima în dinți și mi-am pus anghelele în cap. Înainte de toate îmi descurc părul foarte bine, după care mi-aplic un strop din uleiul meu preferat, ca să fie mai ușor de aranjat, să arate puțin mai hidratat. Bigudiurile în formă de spirală arată cam din epoca de piatră, dar nu, sunt din plastic și sunt foarte rigide. Într-un capăt au un fel de agățătoare care ajută la prinderea subită de păr, iar în celălalt capăt sunt revăzute cu un clip subțire, tot din plastic. Procedura nu este deloc grea, trebuie doar îndemânare și răbdare. Mie mi-a cam 40 de minute ca să-mi pun tot părul. Practic, aleg șuvițele de păr la întâmplare, nici foarte subțiri, dar nici foarte groase. Răsucesc puțin la rădăcină ca să pot prinde capătul bigudiului și apoi răsucesc șuvița până jos și pun clipul. Și cu celelalte șuvițe până când termin tot părul. Uneori nu mi-ajung toate bigudiurile și mai rămân cu 2-3 șuvițe în spate, nepuse. Dar nu le las așa, mă folosesc de bigudiurile flexibile și noi de la Menkio. Ca să nu mă încurce bigudiurile deja puse, le prind cu o clamă. Stau cam 4-5 ore cu ele prin casă, până fac curat sau una alta, după care le dau jos. Rezultatul este simpatic. Am și ondulator spirală, dar nu îl pot folosi la păr așa lung, nu mă pricep eu. Thank you.
joc cu mâna prin păr, desfac șuvițele spirale și uite așa obțin un look rebel și jucăuș. Sper că v-a plăcut. Pe curând!